După oboseala pricinuită de numeroasele petreceri la care ați participat în timpul sărbătorilor de iarnă, sunt binevenite și alte modalități de a vă petrece timpul liber, care implică mișcare în aer liber, vizionări de filme ori spectacole de teatru sau pur și simplu participarea la evenimente culturale unde intrarea este liberă. Aveți de unde alege, așa că iată doar câteva dintre sugestii. Complexul Montan Straja anunță cu entuziasm seria de evenimente sportive deosebite care vor avea loc în perioada următoare, aducând pasionaților de sport ocazia de a susține și aplauda performanța într-un cadru spectaculos. Primul eveniment al lunii reprezintă mini-cupa României, desfășurat în perioada 13-14 ianuarie la Complexul Montan Straja, competiție ce adună la start tineri și talentați sportivi din întreaga țară. Următorul eveniment este Cupa CSS Petroșani, programată pentru 16-17 ianuarie, competiție ce va aduce în fața publicului atleți talentați gata să demonstreze priceperea și dedicarea lor pentru sport. Așa cum face în fiecare an, în 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu, ziua culturii naționale, Biblioteca Județeană Ovid Însușeanu Hunedoara Deva îi invită pe toți iubitorii de poezie, pe toți cei care îl prețuiesc pe marele nostru poet, să ia parte la suita de manifestări organizate pentru a-i cinsti memoria. Startul evenimentului se va da la statuia poetului din Parcul Cetății. Pe aceeași temă, la Biblioteca Universității din Petroșani, sunteți invitați luni 15 ianuarie de la ora 14 la Taifas cu Eminescu, o întâlnire de suflet între cei din generația X, Y și mai cu seamă Z și inegalabilul geniul pustiu al culturii naționale. Peste puțin timp, la Teatrul de Artă Deva începe comedia Gaiță, parte din trilogia burgheză lui Alexandru Chirițescu. Spectacolul de la Deva se joacă cu casa închisă, dar puteți vedea o nouă reprezentație în 14 februarie la Hunedoara și în 15 februarie la Brad. Tot la Deva sunteți invitați la piesa Muștele, duminică 14 ianuarie de la ora 11.